Pe site-ul primăriei comunei Scoarța sunt trecute persoanele fizice care au datorii mai mari de 3.000 de lei. O să luăm și alte măsuri. Am aprobat în Consiliul Local afișarea cetățenilor pe site-ul primăriei care au datorii mai mari de 3.000 de lei și persoane care au diferite societăți care au mai mari de 10.000 de lei. Sunt multe astfel de persoane care au peste 3.000 de lei? Sunt foarte multe. Sunt persoane care au ajuns și la suma de 2.200 de lei sau mai puțin și nu înțeleg. De fapt, aici este vorba de o parte din cetățenii de Nierom. Cei care au datorii foarte mari pot face muncă în folosul comunității, însă, din păcate, în acest moment o singură persoană s-a prezentat la primărie și muncește 8 ore pe zi de o lună. Foarte revoltat că nu eliberăm o adeverință. N-am zis că nu eliberăm, dar l-am rugat din... avea 26 de milioane pe un rol și 25 de milioane bani vei vorbesc pe alt rol. Și am rugat, mă băiatul, că tot veniști. Eu îți eliberez că sunt obligat, dar eu pot să te mai țin. Că faci o cerere și ți-o eliberez peste 7 zile. Nu, domnule, că mi-e întrebe că eu plec în Portugalia. Bine, dar tu nu înțelegi că ai obligație față de primărie. Păi nu, că n-am bani. Și jenant, s-a dus la caserie la salariatul meu, care are 11 milioane bani vechi salariu, a scos o grămadă de bani și a aruncat 1 milion acolo. Cei mai mulți care au datorii la primărie au venituri, dar sunt rău intenționați, susține primarul din Scoarța, Ion Stamatoiu. Edilul spune că ultima măsură care se va lua este întreruperea totală a iluminatului public pe timpul sezonului rece.